Bună ziua, dragii mei! Astăzi am să fac mazăre cu cartofi și cu carne de curcan. Am inimă de curcan, am cârnați de curcan și acum vă arăt. Aici prăjesc ceapa, am pus foi de dafin, 3 foi de dafin, ceapă. Ia uitați, ceapă, am pus, e deja gata, uitați frunza de dafin aici, și acum punem cârnați de curcan aici și îi lăsăm să se prăjească aici, puțin de tot, că după aia mai las la piept. Deci aici am cârnați de curcan. I-am tăiat felii. Ia, uitați așa. Aici am deja fiert inima de curcan și cu ficat de curcan. Îs deja fierte aici. Aici am mazăre cu morcov. Ia uitați, mazăre cu morcov am. Din coace am cartofii la fiert. Ia uitați că fierb. Deja sunt fierți. Sunt fierți. Ia uitați că se sfărâmă. Dar nu-i pun pe toți în mazăre, că vreau să pun și cartofi în mazăre. Dar pentru că vreau să fac și niște găluște cu prune și atunci îmi trebuie cartofi, de-aia am pus aici mai mulți cartofi. Și deja, uite, se sfărâmă. Ia, stați. Deja sunt fierți. Deci nu-i folosesc pe toți cartofii ăștia, doar puțin bag în mazăre. Pentru că fac și găluște cu prune. Și aici am cârnați de curcan cu ceapă, sare, piper, frunze de dafin. Aici. Și acum lăsăm așa ca să tot în furculița mine să iau, dar am și lingură de lemn. Așa. Am și lingura de lemn. Așa, lăsăm. Și așteptăm acum să se prăjească puțin, dar nu de tot. Că am să pun și inima și ficatul de la curcan și am și câteva bucăți de cărniță de jos în farfurie și am să pun și mazărea cu morcov și am să le torn aici în tigaie și am să pun și niște cartofi de aici, dar nu-l pun pe tot, doar un pic, pentru că fac și găluște cu prune. Așa arată. Ceapă cu cârnați de curcan. Am pus aici sare, piper. Piper am pus de asta cu mai multe culori. Am dat pe râșniță, am pus piper de mai multe culori. Și la așa să punem și un pic aici. Am boia dulce. Boia de ardei dulce. Pun un pic și de boia. Uitați așa, boia
Nu pun mult, pun doar un picuț. Aici. Așa. Foaia asta de dafin, trei am pus pentru că îi dă gust bun. Aici. Așa, trei frunze de dafin. Sare am pus cam jumătate de linguriță. Am pus de sare, un pic piper. Punem aici așa, punem boia înapoi. Și nu știu dacă pot cu o singură mână să răstorc aici. Aici să răstorc. Așa. Ia. Uitați așa. Deja ficatul ăsta de la curcan și cu inima sunt fierte. Sunt fierte. Dar le bag și pe ele un pic cu ceapa și cu cârnațul aici. Și le mai las după aceea cam 10 minute, un sfert de oră, ca să mai fiarbă. Pun capacul. Deci așa arată după ce am pus peste ceapă cârnațul, carnea de curcan, inimă, ficat și un pic de cărniță de curcan. Aici am să pun mazăre. Așa. Mazăre cu morcov. Așa. Ia uitați. Mazăre cu morcov. Așa. Și să folosesc o paletă. Dacă pot să pun, nu știu dacă o să pot să, să pun și câțiva cartofi, nu mulți, doar așa un pic, că îngroașă. Așa, dragii mei, am pus cu o paletă niște cartofi fierți. Și acum eu o să pun capacul peste și am să las la foc micuț cam 10-15 minute. L-a făcut. Așa arată mazăre. Mazăre cu cartofi, cu morcovi, cu cârnați de curcan, cu picat de curcan, cu inimă de curcan și un pic de cărniță de curcan. Sunt aici în tigaie. Să iau un pic cu polonicul. Un pic de apă de la cartofi. Și pun aici. Așa. Și acum pun capacul.
pun capacul și gata. Aici nu am pus toți cartofii pentru că v-am spus vreau să fac găluște cu prune și atunci am trebuie cartofi ca să-i zdrobesc și să fac găluștele cu prune. Am în prune puse la congelator și îl dezghețate și atunci le fac prune fără sâmburi. Le-am dat sâmburii jos. Și am să fac și găluște cu prune, gomboți cu prune. Și aici e gata. Las să fiarbă. Așa arată tigaia mea cu ceapă. Am destuit-o. Am pus sare, piper, foi de dafin. Am pus cârnațul la prăjit un picuț. Tot de curcan. Am pus ficat de curcan, inimă de curcan și cărniță de curcan am pus peste, că deja e fiartă. Și am pus mazăre, morcov și am pus aici un pic de cartofi fierți. Și am pus zeamă de la cartofi ăștia cum o fiert, am pus aici. Și acum pun capacul și las 10-15 minute să se înăbușe așa în ele și gata mâncarea. Eu vă pup, dragii mei, și vă doresc o zi binecuvântată și bunul Dumnezeu să vă binecuvinteze pe toți și să vă dea multă, multă sănătate și pacea Domnului să fie în casa voastră, dragii mei. Eu vă pup pe toți și vă mulțumesc că vă uitați la videoclipurile mele. O zi binecuvântată vă doresc. Amin.